Balaur, șamani, spiritu și spirite, am reușit să-mi pun ghearele pe nimic altceva decât cartea Apocalipsei. Veche de câteva sute de ani, se spune că aici cineva a ascuns adevărul, dar și secretul despre cum poți supraviețui când vine sfârșitul timpurilor. Cei patru călăreți ai Apocalipsei. Se spune că oamenii pot presimți momentul în care aceste creaturi vor apărea. Atât în demonologia clasică, cât și în Biblie, acești monștri sunt un grup cel puțin interesant, descris mereu în aceeași manieră. Totuși, înainte să putem discuta despre ei, un eveniment cel puțin la fel de îngrozitor se va petrece, care ar putea da de bănuit că vine sfârșitul zilelor. Deși în cărțile sfinte nu este menționat în mod explicit cum se va petrece răpirea, data exactă a ei fiind un secret bine păzit al bisericii, există totuși câteva versete care ne-ar putea spune cum s-ar petrece totul. Câteva dintre ele fiind prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, în versetele 16 și 17 din noua traducere românească. Căci Domnul însuși, la un semn dat, la glasul arhanghelului și la trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și cei morți în Hristos vor învia întâi. Apoi, noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Un text greoi de altfel. Pe scurt, morții se vor ridica din morminte când cerul se va colora într-un roșu sângeriu. Cadavre vechi de sute de mii de ani vor umbla iar pe pământ printre cei vii. Figurile religioase, îmbrăcate în haine negre de doliu, vor trebui să-i ghideze și să-i adune lângă cei vii. Oamenii tind să uite că Dumnezeu, de atâtea ori prezentat milostiv și iubitor, o adevărată oază a bunătății, este același zeu antic care accepta sacrificii umane pentru recolte bune. E un zeu însetat de sânge, care cere venerație și respect. Același zeu care a trimis potopul, a blestemat Egiptul, a distrus paradisul, a trimis șerpi de foc peste oamenii Israelului și așa mai departe. În timp ce fețele religioase ghidează credincioșii vii și nemorți pe căile secrete de salvare a bisericii, ceilalți muritori rămân să facă față răului divin. Doctrina satanică însă ne poate oferi o cale de salvare din fața unui Dumnezeu mânios. Cum știm toți deja, pe pământ de-a lungul secolelor, au existat câteva sute de mii de zeități de toate felurile. Unele bune, altele rele, aproape toate cu probleme majore la nivel de judecată morală. Puținele zeități care chiar meritau ascultate fac parte din religiile păgâne și satanism. Și cum ne spune Sfânta Biblie satanică, noi toți suntem Satan. Prin urmare, fiecare dintre noi este un zeu. Asta ar putea fi una dintre soluțiile Apocalipsei, dar putem vorbi despre asta într-un alt episod. Dacă vă interesează soluții pentru a scăpa și evada din strânsoarea demonilor și sau blestemelor antice, lăsați un comentariu și poate începem o nouă serie. Revenind la călăreți, prima mențiune apare în Cartea Apocalipsei din Noul Testament al Bibliei. Acolo, Iisus fiind prezentat ca un miel înjunghiat cu șapte ochi, primind un sul de hârtie sigilat cu șapte pecete de ceară roșie. Atunci cerul devine sângeriu și soarele se ascunde sub linia orizontului,
când mielul își dă ultima suflare, iar tot ce e sfânt dispare de pe planetă. Icoanele se șterg singure, imaginea lor risipindu-se în lemn. În biserici, toate desenele se șterg de asemenea și paginile tuturor cărților sfinte devin albe. Acum e momentul când doar cei ce sunt cu adevărat credincioși se pot salva. Singurii oameni care au reținut ritualurile și slujbele, cu toate cuvintele, și au trăit smerit pot merge mai departe. Conform Bibliei Ortodoxe, ei vor fi apărați de rău și vor fi ridicați spre ceruri înainte să înceapă Apocalipsa. Acești credincioși dedicați nu vor putea să-i salveze pe ceilalți, căci vocile le vor fi luate de un Dumnezeu mânios, care va vorbi cu 1000 de glasuri peste ultimii oameni de pe pământ. Tot ce vor încerca să scrie despre unicul zeu se va șterge imediat și se vor putea salva doar ei. Familiei vor fi rupte. Copiii prea mici să știe cuvântul zeului vor rămâne pe pământ. Bătrânii ce au uitat cuvântul Domnului vor rămâne și ei aici. Pe scurt, orice ființă care nu poate recita din memoria proprie ritualurile religioase necesare salvării va rămâne aici. Blestemați să trăiască sfârșitul. Există și o rugăciune specială dedicată acestui eveniment nefericit. Mulți dintre voi o cunoașteți ca fiind prima rugăciune pe care ați învățat-o încă de când erați copii. Vă mai amintiți? Rugăciunea apocaliptică se referă de obicei la rugăciunea Tatăl nostru, cunoscută precum și rugăciunea domnească din Biblie, care se găsește scrisă în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 9-13. Acest pasaj conține învățătura dată de Iisus ucenicilor săi cu privire la cum să se roage. Iată versiunea din Biblie. Așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Denumită astfel, în mod neoficial, este chiar declanșatorul răpirii credincioșilor de pe pământ. Partea cu facă-se voia ta, fiind consimțământul tău pentru orice se va întâmpla mai departe, din voia prea milostivului zeu apocaliptic. Fiecare dintre cele 7 sigilii aduce o nouă nenorocire, iar călăreții ocupă doar primele 4 locuri. Se speculează că manuscriptul original, sigilat cu 7 peceți, nu a fost găsit niciodată. Totuși, dacă manuscriptul nu a fost deschis niciodată de față cu vreun muritor, cum se face că știm ce se va întâmpla? Mai exact, de unde știm ce face fiecare sigiliu? Ei bine, pentru că nu e prima oară când Apocalipsa are loc. Profeți falși, războaie, foamete, boli și moarte. Nu sună cunoscut? E un ciclu care se repetă cam o dată la un secol. Boala și războiul ne-au cotropit oamenii chiar în ultimii ani. Urmează foametea și apoi moartea. Nu suntem departe de următoarea apocalipsă. Bună ziua, stimați membri ai Consiliului! Numele meu este Gabriel Angelescu și sunt student în ultimul an la programul de doctorat Restaurare și Conservare Antică din cadrul Universității Naționale de Artă din București. Astăzi vă voi vorbi despre ceva nemai văzut. Un manuscris contemporan cu Iisus Hristos. Scriam de zor în lucrarea mea de doctorat. Abia așteptam să devin profesor la una dintre cele mai prestigioase facultăți din țară, iar proiectul meu trebuia să-i dea pe spate pe cei din Consiliu. Nu mi-aș fi imaginat viața fără artă, așa cum nici arta nu poate exista fără viață. Adoram piesele vechi la care lucram în cadrul facultății. Fiecare mișcare trebuia să fie atât de gingașă și calculată cu ele. Culorile trebuiau să se potrivească perfect.
Puteam să mă pierd cu orele într-un singur tablou, pictat acum câteva sute de ani în urmă. Îmi lăsam ochii să caute micile defecte de pe pânză, ca niște câini de vânătoare, și de fiecare dată când zăream vreo ruptură, ori o bucată de vopsea căzută, trepidam de fericire. Știam că acolo voi interveni eu. Micile mele picături de vopsea și material reparator ar aduce la viață o operă și vor rămâne lipite de geniul pictorului pentru eternitate, chiar dacă nimeni nu va ști. Mă simțeam ca micul ajutor a celor mai faimoși pictori din istorie. Era secretul nostru. Le treceam desenele prin timp, doar ca mai apoi să predau pensula unui alt restaurator, peste câțiva zeci de ani. Așa, mână de la mână, operele ar dăinui pentru eternitate. Acum, problema era că la programul meu doctoral mai erau vreo 5 candidați. Colegii mei erau foarte talentați, dar postul de profesor în restaurare antică era unul singur și îl ținteam de când am intrat aici. Pot spune că profesorul ce urma să se pensioneze era la fel de vechi ca materia lui. Din nefericire, se pare că și colegii mei au simțit miros de loc liber, așa că acum eram ca într-un ocean plin de rechini înfometați. Trebuia să ies în evidență cu proiectul meu de doctorat, căci în ceea ce privește celelalte conferințe și proiecte, și ceilalți și-au dat silința la maxim. Concurența era prea strânsă ca să-mi pot permite să vin cu ceva banal. Am intuit de ceva timp că asta mă așteaptă, deci cât apucam, mai făceam și un ban din vânzarea tablourilor. Unele erau falsuri făcute pe baza operelor celebre, altele erau restaurări pe sub mână la universitate. Ideea e că aveam în jur de 100 de milioane strânse să-i cheltui pe ceea ce ar fi trebuit să-mi garanteze locul acela. Plus că norocul mi-a surâs odată, când am ajutat o vrăjitoare să-i păcălească pe niște oameni cu un tablou. Femeia n-avea cine știe ce bani, dar s-a oferit să-mi facă o vrajă ca să am noroc un an. Și măi să fie, chiar a mers. Era târziu într-o toamnă și fiind asistent aveam acces la laboratorul de restaurare. În jurul orei 8 seara m-am strecurat acolo, având o copie a cheilor. Aveam lucrurile așezate într-o debară din capătul sălii principale. Și acolo mă îndreptam, când am auzit un sunet. M-am oprit, crezând imediat că vreun nenorocit venea să mă fure, ori să mă saboteze, și am ascultat cu grijă. Părea să miște un șevalet și începeam să-mi fac griji când mă gândeam ce-am lăsat să se usuce. Încă un set de pași s-a auzit și eram convins că s-au întovărășit doi nenorociți și au venit să mă jefuiască. Am să-i spun decanului tot ce faceți voi aici. Am urlat intrând după cortine. Totuși am rămas înmărmurit aproape instant când l-am văzut pe profesor cu o studentă de la masterat, într-o ipostază cel puțin nepotrivită. Ei bine, așa am reușit să-mi fac câteva legături cu colecționarii de antichități, care vindeau pe Piața Neagră din București. Chiar de acolo urma să procur, în viitorul apropiat, un manuscris datat în vremea lui Isus. Un asemenea artefact putea fi cu adevărat neprețuit dacă se dovedea să fie original. Însă vânzătorul nu putea garanta veridicitatea lui. Câteva zile mai târziu am intrat în posesia sa și avea un aspect cel puțin neîngrijit. Părea să fie trecut prin mai multă uzură decât ar fi fost normal pentru perioada în care a fost datat. Dacă artefactul ăsta ar fi fost real, ar fi trebuit să fie menținut în condiții perfecte de temperatură, lumină și umiditate, nu doar într-o eprubetă de sticlă. Totuși, ceva mi se părea incredibil de bizar. Pe lungimea unde era rulat și foile se uneau într-un melc de pergament, bucățele mărunte ca de ceară păreau să se desprindă dintr-un sigiliu lung și complex. Ceara roșie era în vremurile antice folosită în cazul documentelor foarte importante, de urgență și chiar oficiale,
deci aveam pe mână o piesă valoroasă. Acum, paleografia sau analiza de pigmenți ar fi fost inutilă, căci pergamentul nu dădea vreun semn să fie scris pe interior. Dar asta puteam afla doar atunci când l-aș fi derulat. După câteva analize fizice și chimice în laborator, totuși, rezultatele au indicat că documentul era de o vechime incredibilă, fiind scris undeva între anii 4 și 6 înainte de Hristos. O descoperire extraordinară care m-a bucurat nespus de mult. Totuși, acum eram și mai curios privind interiorul piesei. Din cauza fragilității pergamentului, a fost nevoie să-l desfac încetul cu încetul. Procesul de umidificare a fost unul destul de lung, dar spre dimineață fibrele păreau să fie suficient de moi încât să pot scoate sigiliile fără să-l rup. Exaltat de descoperire, m-am așezat în fața lui și am început să scot, încet, cu penseta, bucățelele mărunte de ceară. Ceea ce părea odată un sigiliu lung cu teme inelare, acum începea să semene cu o structură compusă din mai multe cercuri. Bănuiam că este un document din înalta societate, dar nu aș fi știut sigur până nu l-aș fi deschis. În tot laboratorul se auzeau doar bucățelele cum cădeau pe tava metalică, până ultima a căzut, și apoi o liniște deplină parcă s-a prăbușit peste mine. Frigul a început să umple camera și o ceață densă părea să treacă peste gleznele mele. Ceva cu adevărat rău se afla în cameră și aerul era acum mai greu de respirat. Un sunet de nechezat părea să se audă de după cortină. O, Doamne, ce am făcut? O voce fulgerătoare s-a auzit din întuneric, parcă de peste tot, și un galop de cal părea să pornească prin cameră. Nu poate fi. M-am ridicat, fugind spre raft, căutând cu degetele Biblia, iar apoi am deschis-o la pasajul despre cei patru călăreți ai Apocalipsei. Am văzut cum mielul a deschis unul dintre cele șapte sigilii și am auzit pe unul dintre cei patru zicând, ca un tunet, vino! M-am uitat și iată că a ieșit un cal alb. Cel ce ședea deasupra sa avea un arc și i s-a dat o cunună pentru a fi învingător și a birui. M-a luat cu inima când, dintre copertine, un cal alb fantomatic și aproape transparent a ieșit, zgunduindu-și capul nervos. Călare pe armăsar, un duh fără corp sau chip, ca o ceață, țintea un arc spre mine cu o săgeată încărcată. Mirosea a ploaie și a fum, ca frunzele ude în octombrie, și era mai amenințător decât orice am văzut vreodată. Vorbea într-un dialect antic și prea puține cuvinte ieșeau semănând cu ceva românesc. A îndreptat degetul spre tava cu sigiliul și acum primul era întreg. Îl priveam și s-a îndreptat spre el, ridicând discul de ceară întreg din tăviță. El a pus la lumină și prin el am văzut în semnul unei cruci întoarse. Cred că am pornit Apocalipsa. Doamne, ai milă de sufletul meu! În antichitate, caii erau considerați mașini de război, așadar majoritatea călăreților erau soldați, fiind echipați cu tot felul de instrumente pentru bătălie. Călărețul alb, primul dintre cei patru, are rolul de a umbla pe pământ printre vii și nemorți, răspândind o credință falsă. El va povesti despre profeții păgâne, va încerca să dărâme credința celor ce vor să se salveze. Pentru cei ce nu i-ar fi convins cu cununa sa de spini și limba ascuțită, are pregătit un maldăr de săgeți. Și acum creatura asta antică stătea lângă mine, amenințându-mă cu arcul să-i eliberez și pe ceilalți trei, rupând sigiliile. Nu cred că pot să descriu răul ce izvora din chestia asta fără trup omenesc. Duhul necurat era ca un fulger, electric de amenințător. Numai când se apropia, inima îmi bătea mai tare. La amenințarea creaturii eram gata de orice, ridicând penseta și desfăcând cu grijă cel de-al doilea sigiliu. Pământul părea să se zguduie sub mine și pereții universității vuiau de ca și cum o furtună grozavă era afară.
Bucățelele de ceară se dezlipeau cu greu de pergament, prinzându-se în micile bucăți de piele încă uscată. Transpirația îmi curgea pe frunte și sub mănușile de latex parcă un nou râu izvora din degete. Creatura mă privea intens, parcă veghea toată camera, deși nu era nicio urmă de ochi. Era ca o fantomă, un spectru imaterial. Exista între realitatea noastră și cea biblică. Se distrugea în curenții de aer, doar ca să se adune la loc mai apoi. Un alt sigiliu era desfăcut și un cal roșu înflăcărat a ieșit zgomotos de după copertină. Avea o sabie lungă care se târâia pe pământ, scoțând un sunet asurzitor. Călărețul era acoperit de un veșmânt roșu, rupt și îmbibat în sânge. De pe marginile materialului cădeau picături mari pe jos, iar vocea lui era mult mai joasă și mai gravă. În Biblie, el este călărețul ce aduce războiul și măcelul între cei rămași pe pământ. Traducerile timpurii menționează că odată ce pacea dispare de pe planetă, un mare război civil va porni. Frați și surori se vor lupta unii cu alții, părinți cu copii. Sânge din sânge se va vărsa, căci în spaima lor vor căuta vinovați. Și-a ridicat sigilul spre lumină și o sabie întoarsă a apărut pe mijlocul său. Acum doi dintre călăreții ce vor aduce finalul stăteau în laboratorul de reconstrucție și mai urmau încă doi până când totul se va termina. Geamul din fața biroului parcă se colora într-un roșu sângeriu după cortină și caii nemorți îmi respirau în ceafă. Speram să deschid documentul ca să găsesc soluția înăuntrul său. Poate odată ce sunt rupte toate sigiliile, omenirea plonjează într-o suferință abisală. Dar nu este oferită o cale de întoarcere. Poate un mare sacrificiu ar alunga călăreții. Sigiliul 3 a adus călărețul foametei. Acesta era primul unde oasele chiar se vedeau și devenea mai clar. Avea o cumpănă de aur în mână, călărind pe un armăsar întunecat ca o umbră în întuneric. O măsură de grâu pentru un dinar, 3 măsuri de ors pentru un dinar, dar să nu vă temați de lemnul și vinul. S-a auzit vocea lui din întunericul laboratorului. Duhul ăsta necurat era trimis pe pământ să cântărească mâncarea și să creeze rații. Foametea nu ar fi fost creată de vreo tragedie naturală, ci chiar de oameni. O măsură de grâu se menționează a fi cantitatea de pâine pe care ar consuma-o un muncitor într-o zi. Iar în vremurile biblice, un dinar era echivalentul unui salariu pentru o zi de muncă. Prin urmare, călărețul întunecat ar fi responsabil de creșterea prețului mâncării, făcând imposibil pentru un om să-și hrănească familia, ci numai pe sine. Urmând șirul lucrurilor, cei necăjiți sau bolnavi ar fi murit, chinuiți de foame și neajunsuri. Cumpăna de aur era o batjocură la adresa oamenilor, căci în vremuri de foamete nu poți mânca bani. Călărețul acesta e singurul care vorbește, căci el ridică prețurile. Între cuvintele lui totuși se ascunde ceva foarte important. Ultima parte, cea în care cere ca uleiul și vinul să nu fie vătămate, face referință la alimentele care nu sunt esențiale omului. Un muritor poate să-și bea mințile în cel de-al 12-lea ceas, dar tot de foame va muri. O altă interpretare a Scripturii vorbește despre utilizarea uleiului și vinului în ritualurile creștine, prin urmare, acesta fiind motivul protecției lor. Penultima siglă scânteia în lumina palidă a lămpii cu picior și o cumpănă se contura pe sigiliul cu numărul 3. Ultima pecete de ceară a călăreților a fost cea mai greu de îndepărtat. Spartă în câteva zeci de bucățele se întindea peste material. Când ultimul nechezat a umplut camera,
Un cal palid, verzui și bolnăvicios a intrat pe geam, dărâmând copertina. Călărețul său, moartea în carne și oase și liderul celor trei mânuia un toiag. Calul cu urme de vânătăi pe pielea întinsă, tropăia venind spre mine cu viteză. Fața scheletică a morții se ascundea după o mantie neagră, iar râme și șerpi subțiri de pământ păreau să-și facă casă în orbitele craniului. Acesta e călărețul ce are ca misiune să adune toate sufletele rămase pe pământ și să le execute corpurile. Dumnezeu i-a dat frâul liber să aleagă cum va scăpa de fiecare dintre ele. Uneltele lui sunt următoarele: fiare sălbatice, uciderea cu sabia, foametea și boala. În unele traduceri timpurii din greacă în latină, acest călăreț primește de la Dumnezeu o hartă cu fiecare ființă vie rămasă în ultimele ceasuri înainte de apocalipsă. La fel ca cel dinaintea lui, moartea își ridică sigilul spre lumină și un craniu se arată. Odată ce fiecare monstruozitate apocaliptică avea propriul sigiliu, i-am văzut cum ridică armele spre mine, pregătindu-se să mă extermine. Liderul lor totuși a ordonat să se oprească. A arătat cu degetul spre pergament și apoi a făcut un semn ciudat. Bucățile de ceară s-au ridicat, unindu-se în trei sigilii. Un pocnet puternic s-a auzit de afară și când m-am întors, călăreții au dispărut, furând pecetele de ceară. Am fugit spre geam cât de repede m-au ținut picioarele, doar ca să văd un soare roșu ca focul, cu pete galbene cum parcă intră în pământ. Cerul era sângeriu, cu nori lungi ca niște șine de cale ferată. De la etajul 4 observam cum din pământ încep să iasă capete, și apoi mâini și picioare și corpuri, oameni nemorți, distruși și putreziți, cu răni sau părți lipse din trup, unii mai vechi ca alții, păreau să meargă toți spre acel soare, urmându-l pe călărețul alb. Am fugit spre masa cu pergamentul și am început să-l desfac încet, însă următorul strat se uscase deja. L-am pus repede înapoi în camera de umidificare și am căutat în cartea Apocalipsei ce urma să se întâmple. Textul era greu de descifrat și găseam cu mare dificultate ce însemnau ultimele trei pecete, dar într-un final am reușit să aflu următorii pași. Sigiliul 5. Când acesta este desfăcut, trupurile martirilor și celor care au pierit în numele Domnului, ori au suferit pentru credința lor, sunt eliberate din biserici și cripte. Moaștele acum îmbracă veșminte albe și le este ordonat să-și aștepte rândul, căci ei vor pleca primii înaintea bătăliei de la Armagedon. Sigiliul 6. Acest sigiliu este penultimul și aduce cu sine cataclisme nemaipomenite. Vulcanii vor erupe, soarele se va stinge, aruncând pământul într-o nouă eră glaciară. Apele vor seca, luna se va colora într-un roșu sângeriu, fiarele de pădure și plantele vor pica victimă grindinei de 1000 de tone. Stelele se vor stinge, hărțile vor fi șterse, busolele și ceasurile se vor opri în loc. Niciun suflet nu se va mai putea ascunde de călăreți și sunetul va dispărea. Corpurile vor fi de prisos, căci doar cu sufletul va mai fi posibilă evadarea. Cei 144.000 de aleși se vor strânge în Armagedon pentru a înfrunta răul. Printre ei însă nu se va afla nicio femeie, deoarece Biblia spune că aceștia sunt cei ce nu s-au contaminat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceștia îl urmează pe miel oriunde ar merge, chiar și spre sfârșitul timpurilor. Sigiliul 7. Nunta mielului. Ultimul sigiliu vorbește despre cum cei aleși vor lupta împotriva forțelor lui Satan, pierzându-și viața în bătălie,
și cum Hristos va birui peste diavol și ținuturile întunecate. Când toți oamenii de pe pământ au fi murit și planeta nu mai poate susține viața așa cum o cunoaștem astăzi, mielul, cunoscut și ca Iisus din Nazaret, se va căsători cu sufletele combinate a celor ce l-au slujit. Astfel, mirele își va întâlni mireasa și zeul va elibera planeta din robia religioasă. După ce cadavrele lor se vor întinde pe pământul ars și distrus de catastrofe naturale, va începe judecata de la sfârșitul timpurilor. 7 trâmbițe vor cânta, una pentru fiecare sigil îndeplinit, și oamenii se vor alinia într-un șir lung de kilometri întregi. Vor trece printr-un pasaj îngust, întâlnindu-se cu Creatorul în capăt. Aici, 3 întrebări vor determina soarta necăjiților. Dacă răspunzi sincer la toate, poți trece spre purgatoriu, iar acolo poți să-ți plângi păcatele până te va auzi vreun înger și te va salva. Dacă răspunzi greșit, totuși, sufletul tău e distrus și orice șansă de a mai exista vreodată s-a șters. Ești uitat din marele necunoscut și nici cadavrul tău nu mai are dreptul să se odihnească pe pământ. Dispare pe vecie din țesătura spațiotemporală. Un piuit m-a făcut să tresar și camera de umidificare indica faptul că a terminat ciclul. Am ridicat carcasa de sticlă, scoțând pergamentul și așezându-l pe o pernă. N-am luat penseta și cu atenția unui chirurg am început să-l desfac. Pielea veche era ușor lipicioasă de la îmbinări și mi-era frică să nu distrug cerneala. Căutam sub lupă începutul textului, dar după ce am derulat aproape jumătate de document, nu am văzut nici măcar o literă. Minute mai târziu, când era complet derulat, era gol. Pergamentul era complet gol. L-am întors pe toate părțile, în toate felurile. Am verificat camera de umidificare, substanțele, foile de transfer. Tot. Nici urmă de vreun pigment sau colorant ce ar fi folosit la scris. Nimic. Era o foaie goală. Și aici se sfârșește povestea, cu misterul și teroarea rămase în urmă ca niște umbre lungi și întunecate. Chiar credeați că cineva poate opri apocalipsa? În lumea noastră există taine adânc înrădăcinate, întrebări fără răspuns și mistere neînțelese. Ceea ce am împărtășit cu voi este doar o fărâmă din întregul tablou înfiorător. Gândul la ce am învățat împreună, poate că veți fi mai atenți la textele sfinte. Uneori lucrurile cele mai îngrozitoare se ascund chiar la 2 pași de tine. Acum să le mulțumim membrilor Consiliului, care, ca și data trecută, au făcut o alegere excelentă. Sebian Oficial, Anonymous, Haja Paul, Boga Sud, Levi Iavleț, Cristian Cătălin Gavat, Gentleman Rider, Ionuț, Nicoleta Mânămă, Alexe 8281, Reboot TV, Naze și Scarlet Letter. Cât despre ceilalți muritori și păcătoși, noi ne vom revedea la un alt apus, căci vocea ororii are 7 sigilii de găsit.